pe mine mă cheamă Gelu Șucălanu din Vârful Gealului. Jupă cel! Eee, hup! Du-mi și el! Gelă mă cheamă oricum. În un can de sus. Deja un sat mai părăsit. Slăbit, neslăbit oricum, că n-a bătrâneța. Sau... Eu știu cum să zic. Și ani trași. Îs 61 de ani. Pensie n-am, dar mă chinui așa, cum Dumnezeu mă ajută. Am două vaci ca două capre de alea mare. Iar mi-a avea 20 de ani. Tripoșuri de aici aș duce în grijă. Dar acum la 60 de abia după ăsta. Dar Dumnezeu încă e bun, tot mă face să merg așa. Mereuți. Ca un bătrân. Vine neaua, frig. Animale, nu știu. Eu nu știu că n-avem fân, n-avem sare, n-avem, mă rog, cum ne trebuie nouă, așa le trebuie și lor. Hai, Domine, așa ceva n-ai putut să știu. De cum fi căia atâta, Gigi? Na, uite ce. Nu pot, zăpi lângă. Atât. Vede, mă, odată, mă! Ai dat cu ea? Au, viața mea! Zăpada, uite! Aici ai... 80! Are mai mult! Poze de 40 ani de când mi s-a aici? Dar așa ceva... Nu a fost. Nu mănânc ies aici. Căci o babă și gem o săptămână mors în casă, că nu ne vizitează nimeni. Cum e și neaua asta, nu ce poți zice la unul la altul? Trebuie să stăm izolați în casă. Stai și bazi în până, că n-ai ce să faci. N-ai nici o puteare să ajuți. Că nu poți, l-ai cu ce? Când vine cucu, iar nici bucuroși, dacă scăpăm de sora moarte. Când... Dau urzâșile atunci, toată lumea e voios când auge păsările. Aș vrea să mai fie și nimba. Crezi-mă că vin aici eu ce și plâng și mijale, că știam că am fost la fân, am fost la sapă, am fost clou, am fost clou. Și acum nu-i nimeni. M-a plăcut, m-a fost drag să muncesc. Dacă am fost năcăjită, am dat drumul la mare, m-am dus cu oile, m-am petrecut cu ele, cu vacile și mă zăuigi. M-a fost drag. Da, păi dacă nu mi-era drag, păi ce că așa dă Dumnezeu la om, ca să le îndrăgească, să poată trăi? Foarte greu. Baba asta nu vrea să mă lasă în pace. Hai, babă, să le vindem, nu? Dar nu le vinde. Atunci hai după fân. Hai să facem pârce. Hai să facem una și altă. După asta facem mult. Ce? Eu cu doamna mea. Da? Lasă, babă. Vezi, ai, bă. Cășal unic. Mai rău că omor 100 de ani. În toată ziua trebuie să fac 6-7 drumuri pe ele. Acum ies numai cu lopata, dar ies cu sarcina mare de fân. N-avem ce face. Cât om putea. Când nu ne punem jos, și sănătatea e bună. Yeah.
ne gândeam la înaintare, numai înainte, animale, gospodărie, de toate. Nu ne gândeam la dispariția care au plecat bătrânii și tot. Uite, aici a fost o casă, o familie acolo, aici altă familie, aici e altă familie, aici e altă familie. Uitați-vă dumneavoastră ce căști și ce bârne, cât o și-o plit oamenii ăia. De-au lucrat aici așa la bârnile astea, familie. Era o cameră acolo, un hol aici de la deal și acum toate părăsanii. Ebrea. Uite, aici a fost școala. Eu aici așa am făcut 1-4 clasă. Uite, uite unii beciu. Ori crescut pom pe el acolo. Aici era camera profesorului, aici era camera școala noastră. Pomii ăștia toți i-a pus tata meu. Aici au fost morminte. Mormintate, uite și acoșul aici așa. Și numai ori mai rămas vai de mine, nici nu se mai cunoaște locurile. Unii români, bieți oameni, mormântați prin aceste locuri. Aici a fost casa, aici care cât s-au murit, așa s-au înglobat. Am dat de nefericirea asta în 85, da, în 4 septembrie. Am luat o drujbă rusească și m-am dus să tai niște lemne. Și când am tăiat-o în copac așa și m-a venit un lemn și a sărit așa și m-a picat aici pe spate și am rămas două ore sub el acolo. Și a venit un frate a meu și niște ciobani, mai cu unul și m-a scos de acolo, m-a trăit așa. Yeah. Și uite că bunul Dumnezeu m-a ajutat. Cosesc, pun în pământ, fac toate cum bunul Dumnezeu mă ajută. Hai, tati! Ca să vă spun eu de câți ani sunt singur, 2004, care eu am rămas singur. Și femeia și bărbat. Așa că acum am rămas cam un om singur în satul Prevecior. Nu mai știu ce să mă fac. Păgeria. Mi-e singur și mă văd ca nimeni în drum. Asta e. Viața trecătoare. N-ai cu cine să povestești? N-ai cu cine să stai de vorbă? Și nu poți să mergi. Numai cu bieță cai ca să mă duc încolo și încolo. N-am văzut 3 luni de zile pe nimeni. Era zăpadă mea ca prin tunel, viscolit. Zic, dacă eu mor, nu știu dacă mă mai știe cineva de mine și de animalele mele. Eu fac revelionul cu urși, cu lupii, cu mistrețe, cu toate joavenile sălbatice.
noaptea nu pot să dorm. Mă întorc și pe o parte, și în stânga, și în dreapta. Zic, Doamne, de ce mai pot pedepsit așa rău să stau eu singur? Nu lumină, nu nimic. Parcă văd numai întuneric. Aprind o mică lumânare și mă uit așa. Deși am m-a pedepsit pe mine Tatăl Ceresc. Așa trec săptămânile ca zilele. Spune în Scriptură, în Biblie, că trec anii ca lunile și lunile ca săptămânile și săptămânile ca zilele, zilele ca șațurile. Și uite că cam așa e. Păi da, și păi ia că e o lună de zile de la Crăciun. Ia că e gata, ianuarie. Mai două săptămâni și e gata. Doamne, că greu e la omul bătrân. Mâine, păi mâine, nici asta nu mi-e mai vrănică să mai călt. De pucerea lui Dumnezeu, unde fugi? De mor și unde fugi? Că ea ce găsești și oriunde. N-am fost în viața mea la doctori. În viața mea n-am fost. Când am fost mică, și-au pus alea pe mână, nu știu și cum foc să zic. Dar eu la doctor n-am fost. Și nici nu mă duc. Oare ce boală ar fi, nu mă duc. Nu mă duc. Tu, păi tu de ce sări pe mine? Tu bă, pe ce să ceva? Tu bă, pe ce să ceva? Coța mică, coța mică, tata, tata. Asta e grijina mea, așa roată-i. Stai, când înfrunt și plori pomii, tu să vezi frumoșatul. Pocum, acum să fugi de aici. Mie, fugi în clou. Nu duci înapoi, duci. Duci acolo și mâncă. Așa a trecut via. O trecut și s-o dus. Fugi, bărbăcește, ieși! Unde ce fugi? N-ai unde să ce duci. Nu. N-ai unde, numai aici cu pușa, cu cățelușă, cu Maica Domnului, ne rugăm. Tu, nu mă împinge, eu nu ce împing pe tine. Cuța, 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 șu, 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 șu. Au, șez, dau, apare! Mă! Ei! Deci am mine omorțit pișoarele. Eu pentru toată lumea mă rog. Pentru toți bolnavi și pentru toți năcăjiți și pentru toți amărâți. Câți ori fi în lumea asta, ci trăiesc la întuneric, la frig și flămânți. Și așteaptă să se ducă cineva să lege și de ușa. Și poate fi nu se duce nimeni. Câți ori fi în lumea asta, bătrâni slabi și năcăjiți. Or fi. Mă gândesc că îs. Și eu de pe aici, eu trebuie să mă rog pentru ei. Pentru toată lumea eu mă rog. No, gata. Am eu, gata.
cartofi am băgat. Am tăiat două șepe. După am tăiat patru ouă. După am băgat o tigă lapte și gata. Hai mă, frățioare, mă, dragul meu, uite că avem... Hai! Hai că avem niște prieteni, niște... Ne-a căutat cineva. Nu, ai venit copilutele. Bună ziua! Bună ziua! Haide-te-l la unul și a Cătiușa. Da, să iau pe tot. Dar o bucă trebuie pe tot. Bine și sănătate, de? Ce caută și ce caută. După, bătrâna, au dat drumul la vaca azi? Au dat drumul la vaca azi, că vaca era pe copil la, de la casa lui Mălai, la vale. Pe la ploc, cea mare acolo. Acolo vreau să se ducă șamele, că le-au auzit clopotele alea. Suntem necuți noi, suntem ca ceapra în zama asta. Moșul, strămoșul nostru. Ieșem în ca o zamă, ea lungă, cu brode. Vedea dacă cu aia, conopida. Dar era bună, bă, broz, bă. Băga acolo în lea. Pă așa, ce se întâi bine, mânca o bucată de broz, băgea copta acolo în lea. Păi și e bine ce se întâi. După ea, păi erai capabil să rup geaulul ăsta, nu? Poate mă crezi prost, dar nu? Nu-i prost. Dar așa a fost. Trece viața omului ca frunzele pomului. Ăla codrui tânăr continuă. Dar noi îmbătrânim, te cozi. Nu mai închinărim, dar codrul în fiecare an închinărește. Cade toamna frunză, vine vigilie, o mână vântul, putrezește acolo și ne putrezim acolo, dacă are și ne băgăm pământ, dacă nu putrezim pe pământ, ne mâncă hoalele. Suntem pustii singuri așa. Nu, bă, cum e bine, Doamne, mulțumim. Mulțumim la din șerul că e bine. Câteodată mai plâși. Când te pui la masă și te ui la tablă. Tu, Ica, hai că e gata sine, hai că prins, hai că tare. Păi zice, mă, lasă, acum nu mai vine. El, păi, și mama, tu, hai tu, mama, hai mâncare. Nu mai, că e mult. O pleca de la noi. Ce să fai? Așa e pentru viața. Cu ticul ăla, ticul ăla, ăla cu iapa, cu mânza aia. N-ai pe nimeni, nu? Te duceai poate la un serviciu, aveai o soție, aveai copii, aveai nepoți, aveai... N-aveam nepoți, n-aveam nimic. Noi ceilalți, noi și ceilalți. Atât. Când te vizitează cineva ta, îți pare de bine. De nu, n-ai cuvinte. Nu mai ce se face. Nu vezi cât timp cergem noi, că e păcat de Dumnezeu al dintr-o, că trece ziua și noi stăm pe locul. Nu suntem la lucru și la ce este. Nu ne putem scula de jos. Nu ne lasă masă. Așa
S-a mai zis mult pe șoarele. Așa face pruncul ei. Bună, bună, să-ți și inima. Ia câinii mei sunt pita și trebuie să le dau pita. Bine, acolo mașină sunt. Ce te-a pe ziua, bună ziua, bă. Cum am ajuns? A, pe părinții mie m-au dat, atunci nu fugeau fecele cu feciorii. Corșucuți oameni buni de la Rădășină. Și-o zis că mă de aici. Eram amândoi de 18 ani când i-am luat, dar pe el era mai crescut, mai geoletric ca mine. Nu-i convine dacă mergeam la un joc să nu joc eu mai mult decât el și nu știu ce, dacă feșorii mă șereau la joc, nu el îmi dădea mâncare. Nu, așa au fost atunci pe timpuri. Tata ne ducea la biserică în continuu, mergem și am fost aproape și mergem și uite așa și pângeste am crescut. Cu rugămincile și cu tece și... Și mi-a ajutat Dumnezeu și am... Ce să știu? Înge mă mâie să mă duc și să lucru. Am învățat din sânturile noastre. Ce să știu? Să țăs, să pun pânză, să... De-aia am de studii și haine și tece. Cu ce să greșesc? Spune-mi dumneata, când le-am putut, le-am dat mână de ajutor, le-am dat o vorbă bună, altul dacă au vrut să-și bate jocul de mine cu vorbele, am crezut și l-am respectat după cum ne-a grăit și omul. No, așa vezi, și-o mai și Dumnezeu a dit-o. Trebuie să știm unul cu altul, că nu știi că și... Cică până astară, până mâine. Și atunci de și nici lipți. Tot de oameni și de Dumnezeu au dit. Nu, așa vezi. Codrui bătu de ploi, greu o dușem amândoi. Codrului pică frunza mie întreșe vremea. Păi pare rău că bătrânești și nu poți să mai doinești. Și stare necăjit că cei dragi mor părăsi. E ruină. Aici iară scurii de rămașe. Aici iară apare casă. Uite, o casă dincolo, dar unde se mai vede pomi? Acolo, în partea aia. Totul e ruină. Ploaie, e distrus. Nu-i mai bună, nimic. Tot s-a dat rămas. Și aici și familie, întâi ce rău. O fost biserică, școală, tot. Aici, o scoală. Ia că mai rămas numai grinzele și lemnile din ea. Asta e fundația scolii. Aici. Partea asta, aici, de ce colidorul era la scoală, partea în sus, intrarea. Uite, până aici era și camin, aici, și scoală și camin. Să ținea, de jocuri. Aici se ținea, scoala asta. Dumneavoastră, ce istorie îmi spune de acolo de la orașele voastre mândre? Dar nu mai cântați-vă și voi, cum vă cânt eu. Că e greu, n-avem serviciuri, n-avem acolo locuri de muncă. Nu, vă dau eu aici loc de muncă. 10 clase. Nu vezi, de aceea s-a așa deștept. Atâta că nu-i mai pe aici oameni, că ajungeam primar. Zice că am... Numai n-am avut loc la sa mai jos, că am fost crescut cam prost. Ce numai tăi la loc stâncos. N-o vezi? În pădure și-mi vine, cântam măr după vară, profit-o în vârtă, mai stau, mai măr, cum mai fac eu, mă mai gândesc.
și iacă că trece timpul. Nu. Vezi? Doamne dragă, ce bine am ajuns. Fericit de omul care la poalele munce. Astăzi, mâine, nu ești? Nu începe o lauda cu zonul din mâine. Odată și pe seară poți să numești. Nu știi pe ce, pragul cel mai... Dealul cel mai mare, știi ce este? Pragul căsii. Nu știi că mai întorci soba și îl mai trebuie mai întâi înapoi. Dealul cel mai mare, pragul căsii. Hai, dar Ioan e la mâncare cu lingura cea mai mare. Și pe pământ, pâinea noastră, toate cele dăle noastre și ne iartă nouă. Binecuvintează, Doamne, și ne păzea și ce rog, cu Tăi, Împărăția, Puterea Măria, Tatălui, Fiul și Duhul Sfânt, cum și cu lor, în veci vecior. Amin.